găsit la știri. Datoria pe care societatea de termoficare o are către principalul său furnizor de materie primă se ridică la aproximativ 130 de miliarde de lei vechi, drept pentru care există un risc major ca sucevenii racordați la sistemul centralizat să rămână în perioada următoare fără apă caldă. Cei de la Bioenergie aduc la cunoștință celor de la Termica că sunt datori cu 12.903.000 lei rond, asta înseamnă 129 de miliarde. În acest an noi am dat 90 de miliarde la Termica. Se pare că banii nu ar fi bine măcar la paritate, se poate ajunge și acolo. Eu nu sunt avocatul nimănui, dar există un risc real, este un blocaj în măsura în care nu se va plăti, nu se va găsi soluții. Și vă spun, fără niciun fel de patimă, e situația cea mai delicată în momentul de față cu această situație a lui Termica în insolvență, pentru că acolo nu este o singură decizie, sunt mai multe niveluri de decizii, administratori special, administratori judiciari, care în final trebuie să ia aprobarea creditorilor. Adică ar trebui făcut un efort să ajungă și bani la Bioenergie, pentru că se blochează acolo, nu o să mai provizioneze cu lemn și probabil că nu se mai poate asigura apa caldă în perioada următoare. Edilul municipiului atrage atenția roplatnicilor să-și achită datoriile către asociații, pentru că acestea, la rândul lor, trebuie să facă plățile către furnizorii de utilități, în special Termica și ACET, altfel vor rămâne fără apă caldă la robinete. De aceea spun că e situația cea mai delicată în care ne aflăm azi, pentru că, indiferent care va fi viitor operator, un alt operator, o altă societate a primăriei, unde ce o fi până la urmă, să avem o bază de, de discuții în așa fel încât jumătate din banii care se casează la populație, de la primării, trebuie să ajungă la cei care produc energia termică, altfel o să ne blocăm. Pe anul ăsta, practic, facturile știu că s-a ajuns, sau nici nu știu dacă sunt factura lunii decembrie. Deci e vorba de luni decembrie, ianuarie, februarie, fără martie.